Fiecare dintre noi aparține societății prin poporul în care s-a născut, prin cultura în care a crescut, prin nivelul economic și instituțional, prin educația pe care a primit-o, fie, așa cum spuneam, în domeniul religios, fie în cel laic, și toate acestea influențează modul de viață, inclusiv ceea ce studiem noi în lecțiile acestea, căsătoria. Apostolul Pavel îndemna prin Timotei, în 1 Epistolă, capitolul 2, de la versetul 1, să ne rugăm pentru mediul în care trăim, pentru conducerea societății în care existăm. Asta pentru că toate sunt în avantajul nostru, dacă este bine sau respectiv spre răul nostru. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Asta înseamnă întreaga societate. Pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Nu este tot una ca niște tineri care vor să căsătorească să aparține unei societăți frământată de războaie sau afectată de corupție, într-o societate de analfabeți sau de alte forme ale răului care pot să inunde lumea aceasta, spre deosebire de posibilitatea de a trăi într-o societate care să aibă un standard cât mai înalt din toate punctele de vedere. Problema este ce tribut trebuie să plătim mediului de viață. Vreau să studiem, să vedem în ce fel trebuie să acceptăm lumea în care trăim și ce posibilități de emancipare, ce perspective, potrivit cu planul și voia lui Dumnezeu, avem noi raportându-ne la societatea în care trăim. În ce fel noua generație, tinerii care se căsătoresc, pot să facă un pas înainte față de realitatea din jurul lor. Scriptura ne spune în Psalmul 1 despre existența a două căi, a unor oameni batjocoritori și totuși a posibilității de trăire a unui om în acord cu voia lui Dumnezeu, în așa fel încât el să fie ca un om sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui. Adică se poate să fii o oază chiar într-un deșert. Se poate ca în interiorul aceleiași țări, de exemplu, să fie într-o anumită zonă condiții mai bune, într-alta mai rele. Sau să fie o familie de o spiritualitate mai înaltă, chiar în cadrul unei comunități locale de credincioși. Oricum, trebuie să fim conștienți că trăim într-o lume care este afectată de diavolul. Biserica este ca și o enclavă a lui Dumnezeu în lumea aceasta, ca și o zonă luminoasă în mijlocul întunericului. Domnul Iisus Hristos spunea în rugăciunea sa, Ioan capitolul 17, de la versetul 15, cu privire la noi credincioși: nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Și aici, în lume, iată ce se ruga să se întâmple cu noi: sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Și chiar mai mult decât atât, avem o misiune în lumea aceasta. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Însă se observă în general că oamenii se ridică foarte puțin deasupra nivelului societății sau bisericii în care trăiesc. Spunea un frate că s-a dus într-o țară din vestul Europei,
Și în timp ce aștepta pe cineva la aeroport, a fost izbit să vadă o familie, bărbat, femeie și copii, îmbrăcați evlavios. A crezut că aparțin comunității românești, când a văzut felul în care i-au îmbrăcați și comportamentul lor curat. S-a apropiat de ei și doar printr-un intermediar care cunoștea limba acelei țări, a aflat că erau din țara respectivă, n-au putut să discute prea multe, doar acea familie le-a mărturisit că ei vor să fie credincioși după Scripturi. Dar altfel ai fi putut să colinzi țara aceea și să nu găsești mulți credincioși cu o familie a cărei imagine și standard de trăire spirituală să se apropie cu cel biblic. Dar să observăm mai întâi mediul religios și într-o a doua parte mediul social. Spuneam că fiecare dintre noi are o moștenire religioasă, de care uneori suntem conștienți de-abia în parte. Foarte multe lucruri care ne-am născut și în care am trăit ni se par absolut normale. Există un cadru general dat de organizația religioasă în care existăm, poate de când ne-am născut sau mai târziu, de biserica în care suntem membri. Aici vreau să vă dau ca exemplu pe Apostolul Pavel, care era foarte determinat de condiția religioasă în care a crescut, iată ce mărturisea el în Fapte, capitolul 22. Luca a scris cuvântarea lui, citim versetul 3, eu sunt iudeu. Și existența la poporul iudeu însemna, în primul rând, o apartenență religioasă. Chiar dacă el făcea parte din diaspora, născut în Tarsul Cilicii, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râfnă pentru Dumnezeu, cum sunteți și voi toți azi. A fost un fariseu dăruit, suflet și trup, condiției și cunoașterii sale spirituale. Însă, după ce a fost luminat și a ajuns să înțeleagă nu doar realitatea sa, ci și a tuturor oamenilor de pe pământ, el scria în Romani, capitolul 2, citim de la versetul 11, despre diferite moșteniri religioase. Dintre toate acestea, cea evrească se distinge în mod deosebit. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Versetul 14. Căci neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Deci, o cunoștință limitată au toate popoarele, dar zice de la versetul 17, tu care te numești iudeu, care te reazim pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia lui, care știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege. Deci cei învățați să facă deosebire doar pe baza conștiinței aveau mai puține cunoștințe religioase. Cei învățați să facă deosebire pe baza legii cunoșteau mai mult. În conștiință nu este înscris cât în tot Vechiul Testament. Sunt doar niște noțiuni introductive, generale. În aceeași idee citim și din Efeseni, capitolul 2 și apoi din capitolul 4. Și aici vreau să ne gândim și să mulțumim Domnului că avem totuși o moștenire religioasă în țara asta care ne avantajează față de alte popoare. Spunea un frate din altă țară, cum până la o vârstă matură, în grădina sa, a adus jertfe zeilor, realități cotidiene în alte părți ale globului. Oameni care se închină la diferite vietăți, la diferite lucruri din natură. Apostolul scria așadar în Efeseni, capitolul 2,
despre originile noastre afectate, umbrite de diavolul în lumea aceasta. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia. După Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Iar în capitolul 4, tot el scria, citesc de la versetul 17, iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiesc cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fi străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Așadar, moștenirile religioasele oamenilor sunt foarte diferite. Vreau însă să nu ne lăudăm așa degeaba ca iudeii, cum adesea face poporul român. Noi suntem o țară creștină, avem o moștenire religioasă. Pe Dumnezeu nu-L putem înșela afirmând că suntem fiii lui Avram sau urmașii apostolilor. Mi-am amintit despre un caz pe care l-am auzit într-o predică fratelui Herlo Stegen, un misionar german din Africa de Sud. El spunea cazul unui păstor respectabil din Anglia, care era ajuns în pragul pensionării și unele editoriale creștine din regiunea aceea se pregăteau să-i publice palmaresul său în slujire, cum într-o dimineață s-a trezit foarte crispat, șocat. Soția lui l-a întrebat dacă nu se simte bine, el a spus doar că a avut un vis groasnic pe care ezita să-l spună, ea a insistat și el a spus următoarele: m-am visat că era ziua judecății. Eram în fața Domnului Hristos care m-a întrebat direct: unde îți este biserica? Unde sunt membrii? El n-a știut ce să răspundă și Domnul i-a arătat undeva, într-un plan lateral, toți membrii din biserică care mergeau în șir indian și pe rând cădeau într-o prăpastie a pierzării eterne. A fost acuzat că el este vinovatul. Apoi a urmat a doua întrebare: unde ți este familia? El a rămas iarăși fără cuvânt și când a privit înspre aceeași parte, familia lui făcea parte dintre membrii bisericii și au avut aceeași soartă ca ceilalți. Visul a continuat, căci Domnul i-a spus: treci alături de ei. Și în timp ce a spus aceste cuvinte soției sale, probabil printr-un stop cardiac, a încetat din viață. Deci se poate ca moștenirea noastră să fie doar în aparență bună. Ispita aceasta îi cuprinde pe toți oamenii. Dacă ai stat de vorbă cu un hindus, îți va spune că el are religie bună. Noi suntem săraci, nu avem decât un singur zeu, ei au sumedenie. Dacă vei vorbi cu musulmanii, ei de la fondarea lor au acuzat pe creștini. Și vor spune că ei sunt oameni serioși. În țările arabe nu există atâta stricăciune cât în țările creștine. La ei nu este permis ceea ce se permite în cadrul bisericilor catolice, ortodoxe sau chiar evanghelice, protestante. Mai mult decât atât, pe lângă acest cadru general, noi suntem încadrați și într-un cadru mai restrâns a unei biserici locale, chiar mai mult decât atât. Tinerii noștri fac parte dintr-un grup, o formație, poate un grup de misiune, sau, și mai restrâns, sunt prieteni. Și asta este foarte important și îi marchează. Vreau să vă gândiți la imaginea lui Ahab din Vechiul Testament, care a moștenit sistemul religios al închinării la cei doi viței din Betel și Dan. Așa a fost tatăl său Omri, așa au fost cei dinaintea lor, începând cu Ieroboam I. Dar spune Scriptura în Împărat 16 că el s-a căsătorit cu Izabela, care avea altă religie. El a împrumutat religia ei și de atunci în țară, ceea ce a fost valabil pentru copiilor, cultul s-a extins.
Și închinarea a cunoscut noi forme. Despre Ahab este scris, vă citesc din cartea 1 Împărați, capitolul 22, că s-a împretenit cu Iosafat. Și Iosafat cu Ahab. Ei, această prietenie a făcut ca mediul religios să se extindă. Cuvintele care le citesc au precedat sfârșitul lui Ahab. Au stat 3 ani liniștiți fără să fie război între Siria și Israel. În anul al treilea, Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a pogorât la împăratul lui Israel. O prietenie a făcut ca două medii religioase să se contopească și să rezulte în țara lui Iuda o răutățire a situației spirituale din ce în ce mai gravă. Împăratul lui Israel a zis slujitorilor săi: știți că Ramot din Galad este al nostru și noi stăm fără grijă în loc să-l luăm înapoi din mâinile împăratului Siriei? Și a zis lui Iosafat: vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Ramotului din Galad? Iosafat a răspuns împăratului Israel: eu voi fi cu tine. Voi fi ca tine, poporul meu ca poporul tău, ca ai mei ca ai tăi. Apoi Iosafat a zis împăratului Israel: întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Vedeți diferența de gândire religioasă dintre ei. Ahab s-a hotărât să meargă la război, gata. Iosafat era un om credincios Domnului. El n-a fost gata să plece fără să întrebe pe Domnul. Au întrebat, dar până la urmă tot s-au dus împotriva voiei Domnului. De aceea Ahab a și murit, Iosafat a scăpat ca prin minune, iar copiii lor au fost afectați. Deci să fim foarte atenți la mediul în care ne dezvoltăm, ne va amprenta. De aceea zice Apostolul Pavel în Corinteni 15:33, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Și în primul rând avem în vedere mediul religios, obiceiurile sfinte. Ele se pot transforma în obiceiuri păcătoase. Pe lângă cele moștenite, așadar, mai avem de-a face și cu cele împrumutate din prietenii, din asocieri, din diferite forme de relaționare. Vreau să observăm acum ce acțiune ar trebui să întreprindem, ce luptă trebuie să ne încânte pe noi în a dori să avem familii mai bune și o adunare mai bună. Epistola lui Iuda, în mod deosebit, face referire la diferite categorii de oameni și chiar îngeri care au căzut. Și suntem îndemnați să ne ținem în dragostea lui Dumnezeu, să încercăm să recuperăm pe cei care mai pot să fie salvați. Și noi să nu ne lăsăm influențați de astfel de oameni. În aceste condiții este foarte important să știm când să ne deschidem sau când să ne reținem. În funcție de starea și efectele spirituale ale unei relații, ale unui mediu. Nu este totuna în ce adunare creștem? Nu trebuie să ne fie indiferent cu cine suntem prieteni? Asta ne va influența. Înțeleptul spunea, cine umblă cu înțelepții, se face și el înțelept. Cine se însoțește cu nebunii, o duce rău. Proverbe 13:20. Aici vă amintesc exemplul apostolului Pavel din cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19. El a plecat în misiune la Efes și acolo a slujit în sinagogă. Dar și-a dat seama, după o vreme, că nu mai poate să stea împreună cu ei. Scrie aici, de la versetul 9, dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Asta după o luptă de 3 luni, cum scrie în versetul anterior, timp în care și-a dat seama că nu poate să facă împreună cu ei casă bună. N-au șanse de izbândă. Citim și din 2 Timotei, capitolul 2, unde suntem îndemnați în mod repetat să știm cu cine să ne asociem și de cine să ne ferim. Asta fie că e vorba de oameni care au păcate grave și dacă noi ca familii sau tinerii noștri intră în prietenii cu ei, se lasă cu păcate, fie că e vorba de lucruri care aparent nu sunt strigătoare la cer. Vom vedea aici că și nici clevetirile sau prieteniile în care se dezvoltă o stare batjocoritoare, disprețuitoare sau stări de ceartă nu sunt bune.
2 Timotei 2 cu 14, adu-le aminte de aceste lucruri. Și ascultați ce solemn este sfatul. Și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pierirea celor ce le ascultă. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-a de să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul lui Dumnezeu. Ferește-te de vorbările goale și lumești, că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Dar aici nu-i vorba de oameni de lume. Și cuvântul lor, roade ca gangrena din numărul acestora sunt Imineu și Filet, care s-au bătut de la adevăr, ei zic ca și venit învierea și răstoarnă credința unora. Sau versetul 22, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, nu în orice condiții, nu solitar, ci împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Deci sunt părtășii și oameni de care trebuie să fugi și sunt alții pe care trebuie să-i cauți, să te asociezi cu ei. Ferește întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Dar, trăind într-un mediu religios, pe lângă ferirea noastră, pe lângă sfatul care îl putem citi și din 1 Timotei 5 cu 22, să nu spui mâinile peste nimeni cu grabă, să nu te faci părtași păcatele altora, pe tine însuți păzește-te curat, suntem datori, în măsura în care putem, să ne luptăm pentru ridicarea nivelului spiritual al familiilor din jur, al adunării, ba chiar al adunărilor din jur, dacă se poate. Luptându-ne pentru ca să fie familii bune și să avem adunări sănătoase, noi, de fapt, în privința căsătoriei, a ceea ce noi vorbim, ne pregătim rudeniile. Asta se poate face fie prin slujbe, prin întâlniri directe, fie prin literatură sau alte forme de acces la sufletul oamenilor, pentru ca să fie o creștere spirituală sau chiar în mod concret programe de pregătire premaritală, cum se vrea a fi și studiul, lecțiile acestea. Aici suntem datori cu toții. Am văzut de-a lungul anilor familii care s-au luptat ca în interiorul casei lor să fie sfințenie, să se păzească de păcat, dar când copiii au crescut mari, trebuiau să se căsătorească. Și doar nu se mai puteau căsători ca și în Cartea Genesei cu rudenile lor. Căsătoria presupunea existența altor familii credincioase cu care să se încuscrească. Și unii oameni și-au dat seama cam târziu că, neavând un mediu religios bun, nu aveau posibilitatea ca să își găsească pentru copiii lor gineri sau nurori de același crez. De aceea suntem îndemnați, vă citesc din Proverbe, capitolul 1, capitolul 2 și 31, ce putem să facem ca să ne ocupăm de tinerii noștri, de familiile din adunare, să avem un mediu sănătos. Iată ce scrie aici, de la versetul 1. Pildele lui Solomon, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvinților minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chipzuință. Și apoi în capitolul 2 sunt reluate sfaturile cu multă insistență. Iată datoria noastră și provocarea pentru tine ca ei să primească, să ia aminte, să asculte, să ajungă la cunoștință. Că scrie de la versetul 10, în aceste condiții înțelepciunea va veni în inima ta, cunoștința va fi desfătarea sufletului tău, chipzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi ca să te scape de calea ce are de omul care ține cuvântări stricate, sau, cum zice în versetul 16, să te scape de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbe ademinitoare, dar nu-i suficient ca să fii
scăpat ca tânăr de o fată rea bună. Ori, băieți buni și fete bune, asta presupune muncă, activități la nivel de familie, cum spuneam în lecția anterioară și cum vorbim acum la nivel de biserică. De aceea, în capitolul 31, o mamă sfătuia, citesc de la versetul 2, ce să spun fiule, ce să-ți spun fiul trupului meu, ce să spun fiule rodul jurinților mele, nu-ți da femeilor vlaga și dezmierdările tale celor ce pierd pe împărați? Dar, repet, spunându-ne tânăr, nu te uita după fata asta, ar trebui să fie o alta sau altele spre care să poți să-l îndrepți. Știți ce au zis părinții lui Samson? Nu sunt oare fete în Israel? Ce cauți în țara filistenilor? Pentru adunările mici, de exemplu, credincioși izolați, problema căsătoriei este uneori mai greu de rezolvat. Într-o adunare ca a noastră, cu sute de băieți și fete, aparent e simplu, acum rămâne de văzut care e nivelul spiritual, care este statutul lor în fond. Cred că la nivelul mediu religios, noi trebuie să ne ocupăm de tineri, de ai noștri și de alții, să-i păzim de cei care nu vor să meargă pe același drum și din partea noastră să promovăm căsătorii la timp, într-un mediu sănătos. Apostolul Pavel scria în 1 Corinteni, capitolul 7, foarte clar, însă lucruri care uneori pot fi interpretate greșit. Versetul 2 mai întâi. Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Și eu cred că astăzi pricina curviei este foarte evidentă, datorită stricăciunii care există în lume. Din acest punct de vedere, Scriptura continuă prin sfatul Apostolului, versetul 9, dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească. Apoi, ca nu cumva să creadă cineva că acesta e singurul motiv care te-ar putea determina să te căsătorești. Citim și aspecte care par diferite, versetul 26. Însă, dar eu cred că este mai bine, având în vedere strâmtorarea de acum, pentru fiecare să rămână așa cum este. Ceea ce însemna, scrie în versetele următoare, să nu se căsătorească. Dar el continuă. Citesc și de la versetul 35. El se explică spunând: vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos, ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Pentru că viața anterioară căsătoriei este total liberă pentru slujire. În primul rând pentru sfințire și în al doilea rând pentru posibilitățile misionare. Însă în continuare el scrie: dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei, deci iată un alt motiv pentru căsătorie. Cineva care vrea să căsătorească la vreme, cât este tânăr. Și nevoia cere așa, ceea ce discutam înainte, să facă ce vrea, nu păcătuiește, să se mărite. Cu cine vrea, numai în Domnul. Dacă ar fi să insistăm asupra acestor versete, batul decât viața de familie. Să nu uităm că el face două mențiuni categorice în acest capitol. Unu, că fiecare are darul lui și în al doilea rând că erau într-o vreme de persecuție. Situație în care, ca și în Vechiul Testament, cum am amintit pe timpul lui Ieremia, chiar Domnul a recomandat profetului să nu se căsătorească. Dar în rest, de-a lungul generațiilor, recomandarea este pentru căsătorie. De aceea, într-o epistolă pastorală, 1 Timotei, capitolul 5, fac și mențiunea aceasta, cele scrise în 1 Corinteni aparțineau unei situații specifice în timp. Ceea ce avem scris aici într-o epistolă pastorală sunt sfaturi generale
pentru toți credincioșii de-a lungul timpului. Citești de la versetul 11. Dar pe văduvele tinere să nu le primești, pentru că atunci când desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou. Versetul 14. Vreau doar că văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară. Amintiți-vă și de patriarhi care se sileau să-și căsătorească fiecare copii, căutând un partener potrivit la cei de același crez sau un crez cât mai apropiat cu al lor. Dar în cazul nostru, când numărul de credincioși este mare, este bine așadar să recomandăm tinerilor să se căsătorească la vreme, într-un mediu creștin. Amin. În al doilea rând, să ne gândim că trăim într-un mediu social, avem o moștenire și aici iarăși putem aminti că educația și moralitatea la diferite popoare este diferită. Originile îndepărtate în timp și în spațiu, de exemplu, noi românii datorăm ceva dacilor, romanilor, influenței slave sau mai târziu influențelor occidentale. Toate aceste efecte, fie în plan religios, filozofic, economic sau de altă natură, marchează viața oamenilor în mijlocul cărora trăim. Oamenilor se pare că este normal și adesea fiecare popor ține la cultura lui, la modul său de viață. De exemplu, occidentalii, dacă se întâlnesc, se îmbrățișează. Cei din Orientul Mijlociu au un alt mod de manifestare la întâlniri. Cei din Orient nu se îmbărțișează, se rută ca și noi. Se încheie ca și cum am face mătănii. Și raportându-ne unii la alții, vedem atâtea aspecte diferite. De exemplu, în Occident, respectul față de părinți este aproape inexistent. În Orient, respectul și față de bătrâni, nu numai față de părinții naturali, este mult mai evident. Aminteam din Efeseni capitolul 2 și din capitolul 4 că oamenii au fost influențați de diavolul și au pierdut noțiunile spirituale, cum aminteam respectul sau noțiuni de dreptate, de milă. Eu vă citesc doar din Romani capitolul 1 pentru a ne gândi în dreptul nostru mai întâi. Cât de afectat este poporul român, societatea actuală, mediul în care trăim, față de ceea ce ar trebui să fie? Scrie aici în 1:21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără percepere s-a întunecat. Dar la unii este întuneric mai gros, la alții doar așa, ceață. Zice aici de la versetul 28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plin de orice fel de nelegire. Și iată, corvie, viclenie, lăcomie, răutate, toate astea, într-o măsură mai mică sau mai mare, sunt prezente în societatea din jurul celor credincioși. Totuși, întrucât situațiile sunt relativ diferite, noi avem posibilitatea să ne alegem, și asta într-un mod limitat, mediul în care trăim. De exemplu, nu-i totuna să trăiești într-un sistem anarhic sau într-unul dictatorial, față de posibilitatea trăirii într-o societate democratică. Este diferit dacă trăiești, știu eu, într-o metropolă din Europa, față de cum ai trăi într-o zonă rurală, unde oamenii și copiii, tinerii, despre ei vorbim, din oficiu vor fi într-un alt mediu. Nu este tot una să fie copiii la o grădiniță creștină sau chiar la una unde există totuși anumite norme
de etică și moralitate, sau la o școală unde stricăciunea este foarte mare. Sunt diferențe. Nu este tot una ca în casa noastră să fie sau nu televizor, să fie sau nu anumite reviste sau alte mijloace media de informare, de formare. Iată un exemplu din Vechiul Testament care trebuie să ne dea de gândit. Cartea 2 Cronici, capitolul 11. Sunt situații în care pentru a ne păstra familiile putem fi nevoi să emigrăm. 2 Cronici 11 cu versetul 13. Preoții și leviții care se aflau în tot Israelul și-au părăsit locuințele și s-au dus la el, adică în regatul de sud, căci leviții și-au părăsit ținuturile și moșiile și-au venit în Iuda și la Ierusalim, pentru că Ieroboam și fiii săi i-au împiedicat să-și împlinească slujbele ca preoți ai Domnului. Versetul 16. Aceia din toate seminții lui Israel care aveau pe inimă să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel, au urmat pe leviți la Ierusalim ca să jertfească Domnul Dumnezeul părinților lor. Ei au dat astfel tărie împărăției lui Iuda și au întărit pe Roboam fiul lui Solomon timp de 3 ani cât au umblat în calea Domnului. Familiile care au decis să rămână în regatul de nord și-au pierdut copiii cu toți. Puțini au fost salvați. Doar Ilie și alții în școala prorocilor au făcut ca la un moment dat să fie doar 7.000 de credincioși. Pe când în regatul de sud au fost sute de mii de credincioși în fiecare generație. Deci iată cum o locație sau alta ne avantajează sau ne dezavantajează. Sunt sfaturi și Noul Testament, 2 Corinteni, capitolul 6. Citesc de la versetul 16, cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii. Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu, voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu vor fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Privind în istorie, mă gândesc la credincioși din Evul Mediu care s-au dus spre înălțimile Alpilor ca să scape, foarte mulți puritani care au traversat oceanul în America, situații ca și în Vechiul Testament, când oamenii au trebuit să-și caute un alt popor, un alt mediu, unde se poată trăi viața împreună cu familiile lor. Citeam recent despre unele familii din Germania, care datorită sistemului de învățământ cu provocare directă la imoralitate, au cerut azil politic în alte țări din comunitatea europeană. Să zicem că la noi nu este cazul acum, dar eu vorbesc despre posibilitățile generale. De exemplu, credincioși în țările arabe, sunt țări în Africa care sunt dominate de islamism, unde orice informație care poate dovedi că ești credincios te face să fii condamnat la moarte. Credincioși din acele zone au emigrat spre alte părți. Gândiți-vă aici la cele scrise în Faptele Apostolilor, când iudeii au trebuit să plece din Roma. Dar dacă spuneam, nu este cazul aici la noi să ne mutăm într-o altă parte sau în altă țară, cel puțin să fim atenți la biserica în care suntem, la școala unde ne sunt copiii, la prietenii care iau, pentru că mediul îi influențează pe ei foarte mult. Cei care începem să bătrânim ne-am cam format și greu ne mai schimbăm noi. Însă copiii sunt în faza de formare. De aceea, cu privire la mediul social, trebuie să înțelegem că suntem în lume, dar nu suntem în lume. Asta, în primul rând, trebuie să ne ajute să înțelegem să păstrăm o formă de separare și, în al doilea rând, dacă putem să facem societatea mai bună, foarte bine. Copiii noștri și tinerii, cu atât mai mult, trebuie să înțeleagă să se ferească de formele de manifestare ale păcatului, pentru că de mici sunt luați la diferite activități social-culturale. De exemplu, îmi spunea cineva dintr-o altă țară a Europei că
se obișnuiește ca în școli, foarte frecvent, să fie duși copiii 2-3 zile ca să fie rupți de acasă și educați întru totul cum vrea societatea. Sau legile germane consideră că pe timpul de la școală copiii nu aparțin familiilor, ci societății. Este o lege veche de pe vremea lui Hitler care încă este în vigoare. Ei, în aceste condiții, situația se complică. Iată ce citim în Roman, capitolul 12, versetele 1 și 2. Vândem dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și punându-ne, cum scrie aici versetul 1, la dispoziția lui Dumnezeu, încercând să ne dăruim lui, să fim dedicați, atunci apare ceea ce scrie în versetul 2. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți spre înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Însă asta nu este deloc ușor să priceapă tinerii, că uneori nunta trebuie să fie diferite față de ceea ce se întâmplă în lume, că activitățile trebuie să fie diferite, însă prea ușor influențele trec pragul. Și uneori, ceea ce este în lume, socotim că este normal să fie și în societate. Apostolul Pavel nota și în Efeseni, capitolul 5, ceea ce trebuie să ne dea de gândit, cât de categoric ar trebui să fie diferența dintre noi și mediul social în care trăim. Citesc aici de la versetul 3, curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine unor sfinți. Dar astea în societate sunt pomenite din oficiu. Curvia și lăcomia sunt la ele acasă. Iată că între ei și noi ar trebui să fie o graniță peste care aceste stricăciuni să nu treacă. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Versetul 7. Să nu vă întorășiți dar deloc cu ei. Odinioară erați întuneric, acum sunteți lumină în Domnul, umblați deci ca niște copii ai luminii. Versetul 10. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrări neroditoare ale întunericului, ba mai degrabă osândiți-le. Dar înțeleg copiii de fiecare dată? Mai greu. De aceea trebuie să ne fie clar și să ne luptăm pentru introducerea acestor noțiuni. Dar asta să fie la nivelul tuturor familiilor, pentru că adesea sunt situații în care familiile unor credincioși nu lasă copiii la activitățile lumești ce se întreprind, de exemplu, în cadrul școlii sau altor activități culturale în plan local, pe când altele sunt cele care sponsorizează. Și atunci spunea un frate, păstor, când s-a dus la director să vorbească, să nu solicite copiii la activități care sunt contrare eticii noastre, și le-a zis, dom'le, dar ai voștri să mai mulți școală. Lămuriți-vă ce faceți. Facem sau nu facem? Unii de-ai voștri dau bani să facem, alții de-ai voștri spun, noi nu-i lăsăm pe copii. Atunci eu nu știu care-i crezul vostru. Separarea presupune convingeri clare ca să știm ce avem de făcut. În 1 Ioan, capitolul 2, se vede de cine suntem atașați, cine ne magnetizează, Dumnezeu și împărăția sa sau lumea aceasta care este coordonată de diavolul. Citesc de la versetul 13. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe ce este la început. Vă scriu tinerilor, o, dar pricepe ambele generații. Fiindcă ați biruit pe cel rău, v-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe tatăl. Iată ceea ce le-a scris. Versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lădărșia vieții nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Doamne, ajută-i pe toți să priceapă. Deci, în primul rând, separare. Sunt lucruri la care nu putem fi pe una cu lumea. În al doilea rând, să apelăm la posibilitățile de îmbunătățire a mediului social. Nu putem să ieșim din lume. Nu este chemarea noastră să ne izolăm. Au fost familii în Rusia când
de teama comunismului și a persecuției, unii au fugit în Siberia și au rămas acolo zeci de ani în mijlocul pădurii. Au trăit în condiții primitive, numai ca să scape de societatea opresoare. Ba mai mult, trebuie să ne gândim și la alți copii din alte familii care pot fi recuperați. Dumnezeu vrea să-i mântuiască. Știți când lucrătorii din Ogor au vrut să smulgă neghina, le-a fost interzis ca nu cumva să smulgă și firele de grâu. Sunt situații în care oameni stricați au ajuns să fie convertiți. Povestea un frate păstor din India că odată au năvălit mai mulți peste el, l-au dus afară în pădure, l-au lovit cu un băț, el a amețit, s-a trezit până la urmă și a aflat de-abia la 2 ani după aceea ce se întâmplase. Cei care l-au scos afară s-au împărțit în două. Unii au vrut să-l omoare, alții doar să-l tortureze. Și aceste două partide s-au bătut între ele, astfel el a scăpat. Și chiar cel ce l-a lovit l-a căutat și i-a zis: am vrut să mă sinucid, de atunci nu mă am liniște. Dar un gând îmi spunea să nu-mi pun capăt zilor până nu te întâlnesc. Acesta i-a vestit pe Domnul, s-a întors și a devenit un bun credincios. Gândiți-vă că și Apostolul Pavel a fost un persecutor. Ceea ce făceau ei, făceau datorită înțelegerii lor din religia hindusă sau știu eu cărei organizații aparțineau ei. Trebuie să ne gândim la copii orfani care n-au mediu în care să crească. În mod special, biserica ar trebui să se concentreze pe generația tânără ca să poată fi recuperați din timp. Asociații de evangelizare a copiilor, de educație, sunt o necesitate pentru oricare generație. De asemenea, tot aici trebuie să avem în vedere evangelizarea sau răspândirea literaturii, în primul rând a Bibliei. Apoi, în ceea ce suntem implicați și noi, în parte reviste pentru copii sau pentru tineri, diferite studii, pentru ca să ajungă să-L cunoască pe Domnul. Apostolul Pavel scria Romanilor 1, de la 14 la 16, ceea ce fiecare pe măsura chemării lui ar trebui să înțeleagă. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor. Bun, eu înțeleg că noi nu suntem datori la nu știu câte popoare, dar noi nu suntem datori și noi copiilor noștri și celorlalți copii din Arad. Ce am putea face pentru ei? Poate și din ei Domnul vrea să aducă în biserica noastră și vor fi viitorii parteneri de viață a unora din copiii crescuți în familiile noastre. Pavel își încheie epistola în capitolul 16, de la versetul 25 la 27, cu cuvintele: Evanghelia, care a fost ținută ascunsă timp de viacuri, a fost arătată acum prin scriere prorocilor și prin porunca Dumnezeului Celui Veșnic, a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor ca să asculte de credință. Și îl laudă în final pe Dumnezeu pentru aceasta. Aici vă rog să vă gândiți ce putem face fiecare la locul de muncă, așa cum spuneam, într-o școală, în societate. Citeam despre Francis de Assisi că a încercat să facă ceva pentru bandiții care trăiau în jurul mărăstirilor, fiindcă oamenii veneau cu ofrande și aceștia trăiau de pe spinarea inoriașilor. El s-a apropiat într-un mod de bandiți și le-a spus: aveți toată libertatea să jefuiți oamenii, dar vreau ceva, să nu-i omorâți. Și omorurile au scăzut aproape până la zero. După ce i-a convertit în această primă fază, i-a convocat, nu știu exact cum, la o altă adunare și le-a zis: nu vă este destul să le luați ce au, de ce mai trebuie și să-i bateți? Și se pare că a convertit pe o parte din ei. Citeam despre un preot din orașul Napoli după cel de-al doilea război mondial, s-a îmbrăcat ca și un copil al străzii, i-a adunat pe câțiva, a amenajat o clădire părăsită, bombardată
și s-a ocupat de socializarea 300 dintre ei. Din aceștia, o parte au devenit credincioși. Vreau să vă aduc iarăși ca exemplu mișcarea metodistă din două jumătate a secolului XVIII-lea. Este socotit de către istorici că ea a cruțat Anglia de o revoluție ca cea din Franța. Wesley a predicat în toate părțile. S-au format grupe de studiu. Oamenii, în vremea acelor treziri, ieșeau de la servici, ascultau slujba, mergeau acasă, iar la servici, s-au închis localuri, restaurante, cârciumi sau ceea ce erau atunci. Au fost așadar oameni care s-au implicat în societate pentru câștigarea celor pierduți. Inclusiv Domnul Iisus Hristos a fost criticat de cei din vremea lui că a depășit limitele sfinților și a intrat între păcătoși să le vorbească. Iată așadar ce complexă este starea noastră. Dacă pe de o parte trebuie să ne luptăm să trăim într-un mediu cât mai sacru, cât mai separat de lume, ca să nu se întizeze copiii noștri care sunt foarte vulnerabili, să guste din ceea ce este în lume, precum evreii ajunși la hotarul madianiților, în același timp, echipați, trebuie să ne ducem în lumea aceasta și să salvăm tot ceea ce se poate. Așadar, ne putem imagina trei cercuri concentrice. În mijloc este familia. Acolo se dezvoltă tinerii care vor constitui noile familii. Un al doilea cerc este cel al bisericii. Și un al treilea este cel al societății. Nu putem să fugim din acest mediu. Însă trebuie să fim foarte atenți. În 2 Timotei, capitolul 3, toate acestea sunt evidențiate. Scrie mai întâi că în vremuri din urmă vor fi vremuri grele, arată cum este societatea, apoi prezintă mediul religios. Unii oameni stricați care intră prin familii, buimăcesc oameni, afectează generația următoare și totuși oameni credincioși. Îi zicea apostolului Timotei acolo de la versetul 10, tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea. Iată ce important este să avem credincioși în biserică. Tinerii noștri îi vor vedea. Femeile evlavioase, așa cum spune în Tit, capitolul 2, vor fi niște model pentru fete. Și apoi este văzut al treilea cerc, cel interior al familiei. Versetul 15, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Toate aceste trei influențe sunt prezente. Doctrina biblică însă ne oferă sfaturi ca să știm cum să ne trăim viața în familie, în biserică și în societate. Ca tinerii noștri să fie credincioși și să se poată căsători bine. Lecțiile următoare se vor dedica acestor aspecte. Cartea Proverbele, capitolul 4 sau mai mult 5 și 7, sfătuiesc tinerii să fie atenți ca nu cumva pentru băieți vreo fată din afara cercului bisericii să-i atragă. Dar însă se poate ca să avem și în mijlocul acestor cercuri elemente vinovate. Iată de ce este necesar să ne rugăm și să ne luptăm. Pentru noi, dar și pentru ceilalți. Și precum Neemia altă dată să zidim zidul Ierusalimului, să fim feriți de dușmanii noștri și să luptăm, cum spune el în capitolul 4, pentru familiile noastre și pentru copiii noștri. Suntem datori să ne rugăm pentru casa noastră, dar și pentru biserică. Și nu în ultimul rând, pentru România asta în care trăim. Nu este tot una, vă spuneam, să fie o societate totalmente afectată sau totuși să se mențină anumite limite, anumite restricții. Domnul să se îndure de noi și de mediul de viață în care trăim. Amin.